Țara Oașului a devenit cunoscută în lumea largă prin portul popular, arta, muzica și dansul specific. Îmbinate tradițiile și obiceiurile locului pot fi văzute cel mai bine la nunțile fastoase, deja celebre dincolo de hotare. Pregătirile pentru un astfel de eveniment încep un an înainte cu piesa de rezistență și anume costumul tradițional pe care Mireasa îl poartă în ziua nunții. În țara oașului vinul curge valuri, iar ulițele vuiesc de țăpurituri. A început sezonul nunților de trei zile și trei nopți cu peste o mie de invitați, săl decorate cu flori aduse din Olanda și veșminte bătute în cristale Swarovski. Nunțile cu o mie de invitați au devenit o bagatelă la ordinea zilei, patru sau chiar 6 perechi de nași, zeci de domnișoare de onoare, convoaie cu sute de mașini, localuri supradimensionate, explozie de aranjamente florale, risipă de decorațiuni, costuri de zeci de de euro. Euro. Fetele care își văd acum visul cu ochii se laudă cu rochii de 10.000 de de lei. Conform observatornews.ro, Dalina are nota programată pe data de 20 iulie, dar pregătirile le-au început cu un an înainte. Cel mai important detaliu este costumul tradițional de mireasă, portul din țara Oașului, zona în care s-a născut și a copilărit. Costumul tradițional pe care îl va purta în ziua anunții cântărește aproximativ 15 kg. Ținuta va fi completată cu un colier de mărgele de aproximativ 5 kg prețurile pentru un astfel de costum tradițional de mireasă pornesc de la 1500 de euro. Formațiile cu zeci de soliști, capete de afiș ale celor mai în vogă maneliști, storc mii de euro de la astfel de petreceri. Tortul este unul mare, așa ca să rupă gura târgului. Mega căsătoriile oșenilor au ajuns faimoase în toată România și în străinătate, potrivit blogului Vioricăi și Bata. În această perioadă, în țara Oașului, au loc săptămânal astfel de nunți.